anului de aici de la Cluj și era cazul, așa a spus și doamna Irina Petraș, i-am arătat înainte manuscrisul, a spus că merită aceste texte, aceste conferințe puse între două coperți. Mă bucur de activitatea lui George Burturescu, atât ca poet, și cred că acum are și timp, nu mai este la Direcția pentru Cultură, dar cred că va recupera, având timp, să partea lui de critic și istoric literar. E doar începutul acesta, Buzduganu, care anunță alte lucruri critice pe care le va face cu siguranță George, îmbinate cu poezia profundă pe care o scrie. Te rog, dragă George, să ne vorbești, George Burturescu, despre această carte, în câteva cuvinte, că e timpul e...